Ce am putea să facem înainte să explodăm? Trebuie doar să ies din încăpere și să mă duc în altă parte, iar treaba asta mă ajută să mă calmez, pentru că îmi propun să mă calmez. Acesta este unul dintre modurile în care eu mă liniștesc cel mai bine, am nevoie să fiu puțin singură. Și l-am învățat pe Amos încă de când eram mic că mă duc în altă cameră să mă calmez. Sigur că atunci când eram micuț, tare venea după mine, normal. Și luam lângă mine, îi spuneam, acum mă liniștesc, stai lângă mine în pat și mai durează 30 de secunde, mulțumesc că ai răbdare, mulțumesc că faci liniște. Și în timp, într-un an, 2-3, am învățat să mă lase să mă duc în cameră, nu mai venea după mine, a aflat că nu-l părăsesc, nu se întâmplă nimic rău, mă întorc de fiecare dată înapoi, vorbesc cu el despre ce s-a întâmplat și mi-a permis acest spațiu, până în punctul în care, cred că avea în jur de 4 ani, întorcându-mă din camera în care m-am dus să mă liniștesc, m-a întrebat, și, mami, te-ai liniștit? Dă click pe linkul din descriere și înscrie-te la webinarul Cum să nu mai țipi la copil și să ai răbdare când simți că nu mai poți.